Orele de curs virtuale pot deveni o realitate. Este proiectul ambițios al Liceului Tehnologic Petres Aurelian, care își propune să doteze baza materială a școlii cu echipamente 3D de ultimă generație. Pentru că noi nu avem foarte multe clase de învățământ tehnic, nu cred că am putea să solicităm pentru robotică și atunci ne vom reorienta către celelalte echipamente, adică display-urile acelea mari de 75 de inci, imprimantă 3D policolor, scanner 3D, creion 3D, ochelari VR. Mai mult decât atât, directorul liceului vrea să schimbe total modul de desfășurare a orelor de curs. Concret, unitatea de învățământ își propune să achiziționeze mai mulți ochelari VR, cu ajutorul cărora copiii pot călători prin orașele și muzeele lumii de la distanță. Atunci când îi poartă cineva, nu neapărat un elev, este ca și când s-ar afla în lumea respectivă și mă gândesc că dacă ar fi un tur virtual al unui muzeu, oamenii ar fi mult mai încântați de vizualizarea acestora decât într-un format 2D. Un tur virtual de muzeu poate fi făcut în ora de istorie, putem să ne plimbăm prin diverse regiuni și la ora de geografie, sunt atâtea filmulețe care pot fi vizionate în format 3D și care pot să te transpună într-o altă lume și să-i facă pe elevi să vadă materiile de cultură generală cu alți ochi. Toate acestea au ca scop atragerea copiilor către învățătură și reducerea fenomenului de abandon școlar. Mai mult decât atât, prin aceste investiții, unitatea de învățământ își propune creșterea promovabilității la examenul final de bacalaureat.